proiectul de hotărâre care astăzi a fost aprobat, este vorba de un SF-ul integrator al altor proiecte care au fost aprobate în ședințele anterioare în cadrul Consiliului Județean, în speță SF-ul pentru Gura Vitioarei, Valea Doftanei, Azuga Buștenii pe porțiunea Transbai, SF-ul pentru varianta ocolitoare Bănești, Valea Doftanei și SF-ul pentru centura ocolitoare a municipiului Câmpina. Prin acest SF-ul am integrat cele trei variante într-o soluție unică, încercând să obținem finanțare din exercițiul 2021-2027 pentru un proiect integrat care să rezolve toată această zonă din cadrul județului Prahova.